Să spun cel mai trist moment din viața mea, Mihai. Dar oricum n-ai proceda corect. După ce am făcut seminarul, Patriarhul Teoctist m-a luat să fiu mâna lui dreaptă. Frumos. I-am spus că sunt din 5 copii, aveam și un pic de voce, cântam, mi-a plăcut cum cânt și a zis: Vasile, mi-a plăcut vocea ta, vreau să fii aici la Patriarhie. Și am fost diaconul Patriarhului Teoctist 14 ani. 7 ani am fost protopsalt și 7 ani diacon. Asta datorită tatălui tău. Și într-o zi îmi zice Patriarhul: măi, Vasile, măi, băiatule, măi, zice, am sfințire la Fieni, în orașul de unde e tata. Iau, ce frumos. Tăticu alcoolic, așa cum ți-am povestit. Asta e. Și am zis: bă, am crescut și eu, m-am dus la tăticu. Băi, tăticule, băi, fii atent, eu vin cu Patriarhul Teoctist, da, să sfințim biserica din centrul orașului, da, și vreau și tu să fii, bă, bătat, orice a fost. Ai procedat corect. Eu te iau aici în brațe, l-am îmbrățișat, băi, tăticule, apreciez. A fost ce a fost, acum vreau să te prezint Patriarhului, am vrut să fie un moment de iertare și de, cum să spun, așa, de bucurie, cum vine, nu știu, vine cineva mare la tine în sat, o prezinți pe mama ta, frumos, și pe tatăl tău, nu, adică e ceva firesc. Da, da, Silică, așa zice Silică, da, Silică, sigur că, dar vin și eu, băi, tăticule, vreau să stai în fața scenei, că e scenă mare acolo, eu cânt acolo frumos, da, și eu, da. Și la final, când vine directorul de la Ciment Hall, Kim ăla, așa mare, și ne ia, te prezint Patriarhului și mergem la masă cu cei mai mari oameni, cu primarul, așa cum era, mese de protocol. Băi, frate, am slujbă, îl ved că vine, avea șapca aia lui, îl ved că vine tăticul. Băi, zic, tăticul meu, îl prezint și eu Patriarhului. Ce pe tăticul frumos meu. Vine tăticul, stă la slujbă așa, până la jumatea slujbei, îl văd că pleacă, pac, pac, pe mulțime. Dumnezeu l-a trimis. Se duce în spate, în centrul Sfienilor, e biserica și pe partea altă e o, o cârciumă. Ai fost încercat de Dumnezeu. Bă, și văd că se duce la cârciumă, lasă aia jos și stă în cârciumă. Eu la slujbă mă uitam și vedeam că, na, da, te uiți, da, tata, da, că da, te da, e o da, legătură. Se termină slujba, Mihai. Da. Și tăticul nu mai iese de acolo. Dar nu te-ai dus în după momentul el ăla, vreau să-l prezint pe tăticu și n-am avut pe cine să-l prezint. De ce nu te-ai dus după el la cârciumă? Și mă durea sufletul. Urcăm în mașină de protocol. Așa. Plecăm și eu tot mă uit disperat, tăticu, tăticu. Yeah. Și când plecăm cu mașina la vreo 300 de metri în față, tăticul meu mergea așa legănându-se. Dar n-ai oprit mașina să-l duci acasă. Și mergea legănându-se, ducea spre casă și eu în mașina de protocol vreau să-l prezint, îmi venea să urlu, că n-am pe cine să prezint. Pe tatăl meu. Eu am vrut să-l iert, și să-l prezint Patriarhul, uite, ăsta e tata. De ce prima mașină? Și n-a putut să se abțină. A băut și atunci și ziua de praznic, înțelegi? Și era o durere și pentru mine, pentru că vroiam să-l prezint pe tata și n-am avut pe cine să prezint. Puteai să oprești mașina și-l prezentai, dar n-ai vrut. Și văzându-l că merge legănându-se, m-am gândit, păi ce groaznică e patima asta, frate, nici să-ți vezi copilul lângă patriarh și lângă primar și să te abții. Ai greșit aici, ai greșit. M-a durut inima, m-a durut.